Dragii mei, bun găsit! Iată că a venit din nou vremea să umplem cămările, așa că astăzi o să vă arăt cum fac eu gogoșarii în oțet. Noi facem gogoșarii opăriți în prealabil într-un amestec de apă, oțet, zahăr și mirodenii pe care apoi îl turnăm în borcane. Avantajul este că folosim mai puțin oțet decât se folosește la alte conserve. Gogoșarii sunt potrivit de acri, potrivit de dulci, se păstrează crocanți și sunt pătrunși de arome și rezistă foarte bine în borcane, chiar și mai mult de un an de zile. Haideți să vă arăt cum îi facem noi. Am scris aici ingredientele pentru 5 borcane mari, borcane de 800 de grame. Le găsiți și la descrierea videoclipului dacă vreți să vi le salvați sau să le vedeți mai bine. Primul pas de la care nu mă abat este sterilizarea borcanelor. Băgăm tava cu capace și borcane în cuptorul rece și abia după aceea pornim cuptorul. Eu am și un termometru adițional cu care verific temperatura. Eu setez temperatura la 150 de grade și timerul la 15 minute. Cuptorul meu se va închide automat după un sfert de oră. Și în felul acesta sunt sigură că am omorât orice bacterie care ar putea să-mi compromită conservele. Gogoșarii, firește, trebuie să fie cât mai proaspeți, cât mai sănătoși, bine copți și neapărat avem nevoie și de o rădăcină de ecran. Vom pune câte o fâșie în fiecare borcan ca să-i mențină crocanți. Nu pun ingredientele din ochi, chiar dacă am făcut de atâtea ori rețeta asta, întotdeauna cântăresc. Așadar, am aici 350 de grame de oțet. Cântăresc și zahărul, 180 de grame de zahăr. Asta înseamnă, dacă vreți să puneți în linguri, cam 6 linguri mari. Dar cum lingurile pot varia, cântarul e sfânt. Cântăresc și sarea. 30 de grame de sare neiodată sau o lingură mare plină cu vârf. Eu folosesc sare neiodată pentru murături, o cumpăr din piață și exact așa scrie pe pungă, sare gemă neiodată pentru conserve și murături. Condimente. Folosesc frunze de dafin, să fie una pentru fiecare borcan, deci 5 frunze de dafin și boabe de piper negru. Gogoșarii spălați, îi tai jumătăți și apoi sferturi dacă sunt mai mici sau în fâșii mai înguste dacă sunt mai mari, cum au fost cei pe care i-am avut acum. Dacă fâșiile sunt mai înguste, se așează mai bine în borcan, oricum mai avem ocazia să îi tăiem atunci când îi folosim. Dacă îi folosim la salate, oricum îi tăiem cubulețe. Dacă îi folosim la fripturi drept garnitură, de asemenea, fâșiile e bine să fie mai înguste, așa că rare ori las gogoșarii jumătăți sau sferturi. După ce i-am tăiat, îi mai trec o dată pe sub un jet de apă ca să scap de semințele care au mai rămas ascunse. Am cântărit gogoșarii după ce i-am curățat ca să pot să vă dau o cantitate exactă de la care să plecați și pe care să o ajustați în funcție de cantitatea voastră de gogoșari. Deci eu am aici 2 kg de gogoșari curățați. Hreanul îl curățăm de coajă și apoi îl tăiem fâșii subțiri. El ajută foarte mult la conservare și păstrează legumele tari și crocante. Nu punem prea mult pentru că are o aromă foarte intensă. Dacă punem o fâșie subțire în fiecare borcan, este suficient. Într-o crăticioară punem lichidele și condimentele. Pun un litru de apă. Depinde mult de cum așezați gogoșarii în borcane. Nu trebuie să fie nici prea îngrămădiți, dar nici prea lejeri. Dar cantitatea aceasta de lichid ar trebui să vă ajungă așa cum mi-a ajuns și mie pentru 5 borcane mari. Așadar, un litru de apă, 350 de grame, pentru că am cântărit pe cântar de oțet, pun aici zahărul, sarea, boabele de piper, puteți să puneți și boabe de muștar, dau o aromă foarte plăcută și frunzele de dafin. Punem lichidul
să fiarbă pe plită și când ajunge la temperatura de fierbere, începem să opărim gogoșarii. Nu vor încăpea toți deodată, facem asta în mai multe tranșe. Puneți felii de gogoșari atât cât în cap, bine, ca să le cuprindă bine lichidul și lăsați-le acolo 4-5 minute, nu mai mult. Nu vrem să fierbem gogoșarii, ci doar să-i opărim puțin, vor deveni mai maleabili și mai ușor de așezat în borcane, dar nu trebuie să se înmoaie, trebuie să rămână fermi și crocanți. După 4-5 minute scoatem gogoșarii, avem grijă să-i scurgem bine de lichid și să colectăm lichidul care mai curge din ei, pentru că avem nevoie de tot lichidul, deci să nu-l risipim, și punem la opărit o nouă tranșă de gogoșari. În tot timpul acesta, focul îl menținem la mediu spre mic, ca să nu scadă temperatura lichidului. Am scos tava cu borcane și capace din cuptor, sunt încă ușor călduțe și începem să punem gogoșarii în borcane. Îi așezăm cât mai eficient, nu trebuie să fie foarte îngrămădiți pentru că trebuie să circule lichidul acolo printre ei, dar nici să stea prea lejer. Deci străduiți-vă să vă încapă, așa cum mi-au încăput mie, în 5 borcane din acestea mari de 800 de grame. În fiecare borcan punem o fâșie de hrean și o frunză de dafin. Eu încerc să le pun la vedere pentru că îmi place să se vadă frumos în cămară. Și de asemenea, când vom turna lichidul, avem grijă să punem în fiecare borcan și boabe de piper sau de muștar, dacă ați folosit și boabe de muștar. După ce am terminat de așezat toate borcanele, turnăm lichidul în borcane. Trebuie să fie încă ușor călduț atunci când îl turnăm. Și apoi înfiletăm capacele. Nu uitați să verificați fiecare capac, e foarte important să etanșeze perfect capacele. Apoi ștergeți frumos fiecare borcan și lăsăm borcanele să se răcească liber înainte să le mutăm în cămară. Gogoșarii vor fi gata de consum cam în 10 zile, poate 2 săptămâni, depinde și de temperatura la care îi păstrați. Și garantat rezistă foarte bine, chiar și mai mult de un an, puteți să-i păstrați și 2 ani de zile. Nu uitați să le puneți o etichetă și să le așezați frumos în cămară. Dragilor, aceasta a fost rețeta. Nouă ne plac tare mult gogoșarii conservați astfel. Sper să încercați și voi. Por la treabă vă doresc și revin curând cu o nouă rețetă. Numai bine!